Te uiți la nasul meu, nu? Da. Îmi atârnă spre dreapta. Nici mie nu mi-a venit să cred. Nasul meu atârnă spre dreapta. Eu credeam că e drept. El e strâmb. Doamne. Posibil așa ceva? Să nu cunosc bine propria față? Dar de câte ori m-ai fi vorbit eu, crezând că am nasul drept. Dacă știam că-i strâng mai bine... De câte ori noi fi vorbit de nasul cu defecte al lui X și al lui Y? Da. O să mă consolez cu ideea că am un nas comun, ca alții. Vezi? Ce ușor vedem defectele altora, dar pe ale noastre... Dacă niciun om nu vede nasul cum îl văd eu, păi înseamnă că nici pe mine nu mă văd cum mă văd eu. Deci eu nu sunt eu. Tu te-ai gândit vreodată că tu nu ești tu? Ce faci? M-a întrebat iubita mea. Nimic. Mă uitam la nas, la nara asta. Vezi, dacă apăs așa ușor, parcă mă doare puțin. A, eu credeam că te uiți să vezi pe ce parte ți-a târnă nasul. Mi-a târnă mie nasul? Da, bineînțeles. Stop. Bă, eu n-am înțeles chestia asta, deci... O zic eu sau o zice ea? Zic eu, ca să cum o zici tu și vedem după. Ok. Ce faci? M-a întrebat iubita mea. Nimic. Uitam la nasul ăsta. Vezi? Aici la nară... Dacă apăs un pic, mă doare. Eu credeam că te uitai să vezi pe ce parte ți-a târnă nasul. Mi-a târnă mie nasul? Da, bineînțeles. Stop. Deci, ajută-mă puțin, că asta, eu zic că nu se înțelege asta. Zi acolo și vedem la montaj. Da, asta-i dat stop? Hai, continuă. Dacă niciun om nu vede nasul așa cum îl văd eu, înseamnă că nici pe mine nu mă văd așa cum mă văd eu. Deci, eu nu sunt eu. Deci dacă
niciun om nu... Băi, stați mă, stop! Deci... Asta nu se înțelege. Și v-am zis că nu se înțelege. Asta nu se înțelege. Tu zi în continuare și vedem la montaj. Dacă niciun om nu vede nasul cum îl văd eu, păi înseamnă că nici pe mine nu mă văd cum mă văd eu. Deci eu nu sunt eu. Tu te-ai gândit vreodată că tu nu ești tu? Căci dacă eu nu sunt eu... Stop, stop, băi, prea... E... Teatral. Teatral, da, e teatral, e teatral. E așa, e... E mult, e... Deci eu nu sunt eu. Tu te-ai gândit vreodată că tu nu ești tu? Căci dacă eu... Stop, stop, stop! Nu, să știi că e... Pro. Ce e? E... E foarte teatral. E teatral, da. Teatral. Wow. Mai fin, mai smooth, mai... Pucă la... Pucă la film. Da, ok, da? Ok, hai. Clar. Și dacă eu nu sunt eu? Hmm? Bine. Bine, băi, mult, e prea mult, e ca la teatru. Da, e ca la teatru, ca la teatru e. E mult. Hai mă, lăsați prostiile, fac acolo cum știi tu. Adică, fii atent, încearcă și tu să, cum să zic, încearcă să, cum să zic eu, încearcă să fii tu. Hai mă, că nu înțeleg. Am o pe bune, hai, dă-te, dă-te locul, te că-ți arăt. Dă-te, lasă-l, băi, lasă-l, băi. Tricou. Te uiți la nasul meu, nu? Mi-a trânat spre dreapta. Vezi? Uite-te cu atenție. Nu mi-am dat seama până acum. Eu credeam că am nasul drept. Dar de fapt l-am strâmb. Nu vine să cred. Cum e posibil așa ceva? Să nu-ți cunoști propria față? Eu credeam că am nasul drept, dar de fapt l-am strâmb? De câte ori nu ai fi vorbit cu cineva crezând că am nasul drept? Dacă știam că l-am strâmb? Și de câte ori nu am vorbit despre nasul plin de defecte al lui X sau al lui Y. Aș putea să mă consolez cu faptul că am un nas comun ca alții. Vezi? Vezi cât de ușor observăm greșelile altora, dar pe ale noastre nu? Stop! Aici vreau să schimbăm ceva. Trebuie să băgăm mai multe imagini cu iubita, că altfel nu se înțelege. Dar hai, bagă, dă-i. Ce faci? M-a întrebat iubita mea. Stop! Ce faci? M-a întrebat iubita mea. Stop! Aici vreau să schimbăm puțin. Trebuie să arătăm mai mult iubita, că altfel nu se înțelege. Bine, bro, bine, dar te-ai mai repede și cu talent. Așa. Căci dacă eu nu sunt eu. Stop, băi, ce e asta? E filozofic, e ce înseamnă? Cum adică eu nu sunt eu? Nu se înțelege. Dacă așa e textul. Da, mă, lasă că așa e scris, zi acolo că nu contează. Bă, tăiem asta și băgăm imagini cu iubita și se înțelege. Ce faci?
A întrebat iubita mea. Stop! Aici mă gândeam să schimbăm, să... Ce faci? M-a întrebat iubita mea. Iubita mea e o fată frumoasă. Când se trezește dimineața, se duce în baie, își perie părul frumos și aranjează. E foarte frumoasă chiar. Căci dacă eu, nu sunt eu. Stop! Uite cum facem. Lăsăm asta și mai băgăm niște imagini cu mine. Bine, bine, frate, hai de că nu mai avem timp, te rog eu, hai. Hai. Da, și exact. Dai, merge? Aha. Ce faci? M-a întrebat iubita mea. Eu și iubita mea avem o relație foarte bună, foarte frumoasă. Dimineața ne trezim, vorbim, își perie părul foarte frumos, are un gest pe care și-l face tot. Nu, stop, pe bune, mă, stai așa, că nu are nicio aiurea, băgăște mai puțin text, pe nu știu ce textul ăsta, sau ce are cu... Ce are, mă? Păi... Bine, dar băgăm multe imagini după aia cu mine. Lasă-mă, tu zi aici, frate, textul. A, că și nu că să pieptăna, că n-are nicio treabă, tu zi de-alea că toți suntem toți și că nu și nu e niciunul. Nu, ești foarte dificil, frate, deci nu se poate lucra așa cu tine. Sunt, hai că e 21. Ce faci? M-a întrebat iubita mea. Iubita mea e foarte frumoasă. E frumoasă de tot. E... Dimineața am avut un dialog. Nu te deci, gata. Nu mai mă dor și mâine, gata. Eu și gata, da? Hai, bine să... O să țin asta. Să-l dau. Ia. Mie. Tu te-ai gândit vreodată că tu nu ești tu? Te uiți la nasul meu, nu? Mi-a târnă pe dreapta. Vezi? Uită-te mai bine. Nici nu mi-am dat seama până acum, dar mi-a târnă spre dreapta. Și eu care credeam că am nasul drept și când culoile strâng, nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred. Ce faci? M-a întrebat iubita. Bine, tu? Bine. Tu cine ești? Eu sunt tu, tu, eu sunt eu, tu? Da, tu. Ești? Pe asta o pun prima. Da, bro, hai, Pedro. Este care e ideea, de fapt? Că niciunul nu suntem doar unul și că suntem mai mulți. Știi? Păi zice, nu zicem asta direct? Ei, zicem asta direct. Nu, zic, povestește puțin. Bă, deci de tipul ăsta se ceartă într-o dimineață cu nevastă, că ea zice că are nasul puțin într-o parte, știi? Și el nebunește și din treaba asta, ți-am zis, se ceartă cu nevastă, se ceartă cu prietenii și... Na, rămâne singur, basically. Și cunoaște tipul la un moment dat. Și tipa aia... Bine, ea nu e una singură. Bine, fac niște pasă, nu e una singură și de fapt
nimeni din carte, nu e unul singur. Dar, mă rog, cunoaște tipul ăsta și se combină ei, dar la un moment dat îl împușcă și... Na, ideea e că el își dă seama că, bă, niciunul nu suntem unul singur. Când nu ești doar tu... Nu ești doar tu. Da, gen, rămâi singur. Păi frate, atunci o să citească ei cartea. Ei să citească ei cartea. Cum să citească ei cartea? Nu, uite cum facem. Lăsăm asta ce avem până acum și mai băgăm niște imagini cu mine. Nu, eu zic... Trebuie să recunoști că din toate imaginile cu asta cu mine e cele mai bombă și la asta cu tine vocea să nu se aude. Da. Nu, mă, frate, hai să zicem direct cât e ceasul. Cât e ceasul? Băi, 2:45, mă. Aoleu, băi, de mine, Gata, bag alea cu mine și gata. Bine. Nu, mă, eu zic să zici direct. Păi și cum, dacă am tras, am tras. Bag alea cu mine și... Nu, mă, te rog eu, lasă așa. Păi, de ce sunt? Tu nu vrei să făcăm imagini cu mine? Bro, dar nu e ok, adică n-ai fost numai tu. Nu am fost numai eu, dar eu măcar am avut o idee. Bine, hai că ne mai gândim, dar... Ce să ne mai gândim? Că e deadline, trebuie terminat. Frate, nu, stai așa că eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord, eu zic să o facem pe mâine. Ce să facem mâine? Că trebuie trimis acum, cât ce mâine? Cât e ceasul? E 22:45. Mamă, eu nu mai pot să stau. Nu mai pun, am declarație. Normal că nu mai poți. Hai, lasă-mă, ești culme. Eu l-am trimis, să știi. L-a trimis. Da. Eu nu sunt doar eu. Eu sunt tot ce ceilalți cred despre mine. Și încă mai mult. Eu sunt niciuna sau 100 de mine în același timp. Și dacă te gândești la asta în fiecare zi, înnebunești. Da. E posibil să creadă oricine despre tine orice, dar asta nu înseamnă că e adevărat. Da, poate pentru ei e adevărat. Dacă nu crezi în realitatea ta, s-ar putea ca ceilalți să-ți dea realitatea lor. Așa că ține-te strâns de realitatea ta. Și în continuare mă gândesc la chestia asta, că nu sunt eu sincer cu mine însumi. Și probabil că mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, pentru că atâția oameni cred în mine și mă văd pe mine cel adevărat, încât nu... Eu nu știu cine sunt, știi? Adică toată lumea pare încredere pe mine și mă susține, dar eu personal nu am încredere pe mine, pentru că nu mă cunosc și nu știu cine sunt. Și da, it's pretty weird și fucked up. Tu te-ai gândit vreodată că tu nu ești tu? Da. Chiar da. De multe ori, oricum eu nu sunt eu. Știi că există teoria aia. Am un lapsus cu numele, mă rog, nu Freud. Unde ăsta? Teoria e așa, eu nu sunt eu, eu mă percep pe mine ca fiind o versiune a mea, dar versiunea asta nu e reală, e o versiune închipuită a mea. Mama mea nu mă percepe așa cum sunt eu de fapt, ea mă percepe așa cum mă percepe aia, știi? Și e de fapt teoria asta că
Noi în real, noi nu existăm. Noi suntem doar un cumul de alte păreri. Dar întrebarea pe care eu mi-o adresez frecvent și vreau să-i adresez și ție este: de ce sunt eu și nu altcineva? Respectiv, de ce ești tu? Nu sunt eu. Tu te-ai gândit vreodată că tu nu ești tu? Adică cum? Da. Dat că mă întrebi asta, pentru că eu una m-am gândit de foarte multe ori, m-am întrebat chestia asta, dacă tu ești, mă rog, dacă eu sunt eu, pentru că oricât de dark ar părea, pentru cei care ați văzut serialul Dark, măi, de când o știu, de când eram mică, am avut momente de astea în care cred că cumva mintea mea se disociază de mine și mă privește așa de sus. Și mi se întâmplă asta mai ales când mă uit în oglindă. Pentru că mă uit în oglindă și mi se pare că nu sunt eu. Nu știu dacă face sens ce zic aici. Dar e un sentiment tare ciudat și totuși tare plăcut în același timp. Pentru că asta îți oferă posibilitatea să te analizezi așa un pic mai obiectiv decât ai face în mod normal când nu reușești să te vezi în totalitatea ta. Da, na, e o chestie ciudată. Hai că deja am vorbit un minut. Să fie cu folos. Pup! Hei, bună, da, m-am gândit la chestia asta de foarte multe ori. În special seara, când mă culc, mă gândesc la mine și ce am făcut eu și cum trebuia să mă compor, când de fapt nu m-am comportat așa. Dar de obicei mă culc și, na, a doua zi o iau de la capăt. Hei, ce faci? Salut, bine. Tu te-ai gândit vreodată că tu nu ești tu? Nu cred. Adică nu cred că mi-am pus vreodată problema așa în cuvintele astea, per se. Dar am pus la îndoială, da, realitatea în care trăim, în viața asta, de foarte mult timp, de când eram micuț chiar. Și n-am ajuns la niciun răspuns. Deci nu vreau să fac întrebările astea. Chiar nu știu. Nu, din totdeauna mi s-a părut destul de clar că eu sunt eu. Doar că conceptul ăsta de eu cred că e unul arbitrar. Cred că cumva noi ca oameni organizăm un pic realitatea asta în care trăim conform simțurilor limitate pe care le avem. Dar undeva deep down, da, cred că ea este mult mai mare decât noi și mai indiferentă față de noi.
Da, cred că într-un fel e like aroganța maximă să te gândești că asta e lumea pentru că așa o văd eu. Bună. Nu m-am gândit. M-am gândit la cine sunt. Nu m-am gândit că nu sunt. Dar m-am simțit de parcă nu sunt câteodată. Am momente în care cred că eu nu sunt eu. Când am un sentiment de déjà vu și când am senzația că am mai trecut pe undeva sau că am mai văzut ceva și că recunosc de undeva, mă întreb dacă eu sunt eu sau dacă nu urmez un traseu deja stabilit, dacă nu sunt o proiecție a cuiva, dacă nu e cineva care stabilește destinul deja. Dar cred că toți trecem prin senzația asta și de fiecare dată când mi se întâmplă asta, prefer să alung gândul ăsta și să mă gândesc că eu sunt eu. Da, da, m-am gândit de multe ori că nu sunt eu. Tot timpul eu. Adică, aparent sunt eu, dar de fapt sunt o combinație între mine și ce mă înconjoară pe mine. Adică atunci când moare cineva apropiat, ia ceva cu el din tine. Tu nu mai ești tu, dar cred că tot tu ești. Nu, nu m-am gândit. Dar tu de ce te-ai gândit? Adică la altceva mai bun nu poți să te gândești decât dacă tu nu ești tu, dacă eu sunt eu, dacă noi suntem noi și voi, voi? Vrei să mă las să mai dorm un pic și să mă scutești de întrebările astea aberante care nu mă ajută la absolut nimic, nici pe mine, nici pe tine? Am plecat, o facem mâine, că n-am declarație și mai ia poliția.